eu sunt Vrăbiuța și astăzi o să jucăm iarăși joculețul cu pușcăria, criminalii, polițiștii, însă de data asta o să fim de partea bună, adică a polițiștilor și o să prindem toți răufăcătorii. Totuși, înainte de a începe, dacă vrei și tu să devii oficial Vrăbiuță ca și mine, tot ce trebuie să faci este să te abonezi la acest canal de YouTube. Vă mulțumesc la toți pentru susținere, iar acum să trecem la acțiune! Salut! Da, astăzi eu am alături de mine și pe Betty. Bună, Betty! Bună! Și astăzi o să aleg rolul de polițist. Betty, tu ai apăsat pe polițist? Da, și mie mi se face cap mare. Eu am confirmat și... Wow! Uitați-vă, aici este sediul nostru unde de ești? Poliție. Păi uite, sunt aici la poliție. Tu unde ești? Eu sunt în oraș. Da, păi înseamnă că ne-au despărțit, pur și simplu ne-au despărțit. Stai că mai apăs o dată. Oare aș putea să intru să-mi iau o uniformă, ceva? Aș vrea o uniformă de polițist. Chiar și dacă o să mă dea de gol, vreau să mă îmbrac ca un polițist adevărat. Cât de bine arată, vai! Pot să-mi iau și armă? Nu pot. Dacă cumperi, eu pot să-mi iau. Ok, nu știu ce vreau să fiu, polițist sau din asta, cum îi zice... De la SWAT, adică jandarmerie sau ceva de gen. Aoleu, uite ce luminează, se vede că poliția e ceva foarte bun pentru că toată lumea luminează când ajunge aici. Uitați-vă ce polițistă drăguță sunt! Te văd! Da, ai ajuns și tu aici? Stai acolo. Cine e aia? Credeam că tu ești. Uite cât de frumoasă sunt! Uite-te, o adevărată polițistă! Wow, îmi place! Ok, prieteni, iar acum hai să trecem la acțiune pentru că sunt criminali de prinși. Nu putem atâta să ne uităm la cât de frumoși suntem pentru că criminalii rămân în libertate și nu trebuie să fie așa! Hai, Betty, hai să prindem criminali. Ai venit, Betty? Bine. Haide! Știi cum ai prins? Apasă pe 2 și ai... Pe 2? Da. Și ok, ai niște... am cătușele, da. Ok, vai, dar ce se împușcă ăștia aici? Vă împușc eu. Cred că m-au ucis. Criminalii m-au ucis, m-au împușcat. Vă mor eu, ce vă bate? Mă duc să mă îmbrac iar. Nu-mi băteți? Doamne, ce criminale, aiurea. Aoleu, o să-mi dau chipul ăsta jos că arată nașpa. Nu vreau să fiu polițist nașpa. Iar m-au băgat la poliția asta. Vai, dar cum dau chipiul ăsta jos? Cred că o să rămân cu el. Vai, ce nașpa arată. Da. Bine, aia nu contează. Acum contează criminalii. Eu nu te văd, apropo, eu nu sunt lângă tine. Ok, eu mă duc să prind. Dar ce s-au făcut așa răi, frate? S-au făcut toți așa, uite-o, puște-o. Ia, am și eu pușcă. O să-mi pușc. O să vă împușc pe toți. Ia, stai. Stai, că nu văd, nu înțeleg ce se întâmplă. Ok, gata, vreau, nu mai vreau pușca, vreau cătușele. Te-am prins. Aha, vai, dar criminalii efectiv au pus monopol peste secția noastră de poliție, Betty. Da, știu. Stai că l-împușc pe ăla, stai că l-împușc. Te-mpușc, că ești rău. Vai, dar ce rapid fuge. Criminalule, ești un criminal. M-a ucis a doua oară criminalul, frate, unde-i dreptatea? De ce? Așa, iarăși sunt polițist și acum o să ies și o să încerc iarăși să prind criminalii. Acum, da, într-adevăr, sunt afară, nu mai sunt la secția aia de... Serios? Da, eu sunt afară, aici undeva, pot să iau mașina de poliție. Păi sunt la o din aia, cred că e aia de lângă, cum îi spune, de lângă muzeu. Da, lângă muzeu. Intră înapoi, că și eu sunt. Unde să intru? Intră înapoi în secție. Păi stai că încerc să conduc mașina asta și nu mă pricep deloc la condus mașini. Serios? Da, nu știu de ce sunt așa noob. Da, serios? Da, uite, sunt într-o mașină de poliție. Și eu sunt într-o mașină de poliție și eu conduc. Ciudat, oare nu suntem cumva pe servere diferite? Nu. Atunci poate să o fi mai multe mașini de poliție, na. Știi unde ar trebui să fie criminalii? Cred că acolo la muzeu. Păi, mie mi-a zis unul că face la muzeu. Am băgat mașina de poliție în apă! Dar cred că pot să conduc și așa. Și se strică peste 2 secunde. Da? Păi nu știu, încă sunt în mașină.
Nu, oare poți să sar cu mașina? I don't know. Ia? Mamă, cu mașina de poliție pe sub apă, uite ce bine am ieșit. Am ieșit așa, am scurtat, am făcut o scurtătură. Poți să apeși pe Q și mergi mai repede. Da, dar stai că eu nici măcar încet nu pot să merg cu ea. Mamă, acum merg pe aici, pe unde merge trenul, dar n-am niciun scop, mă duc așa, pe căile ferate de tren. Știi, poate ar trebui să cobor din mașină, pentru că chiar nu mă pricep. A, acum mă dau cu spatele. Cred că am ajuns la pușcărie. Cred. Gata. E timpul să ies din mașină pentru că nu mă pricep. Nu sunt un polițist prea priceput. Eu sunt la pușcărie, tu? Da, și eu cred că văd un gard aici. Poate ar trebui să stăm aici pe fază, că aici ar trebui să fie criminalii. Și criminalii, de obicei, când abia ies din pușcărie, nu au încă puști chestii. Știi ce zic? Mamă, ne-a apucat ploaia. Wow. Ok. Dar tu unde ești? Nu știu, acum sunt în oraș. Serios? Da, acum sunt în oraș și aștept să văd vreun criminal și sunt foarte gata să îi prind. Pe mine m-a făcut jocul foarte micuță și din cauza lui mașina asta. Stai, că văd pe cineva în mașina asta. Cred că sunt niște criminali. Nu, mi s-a părut mie. Așa, unde sunt toți criminalii, fraților? Unde ați plecat? Cred că ai trecut cumva cu mașina prin oraș? Nu. A, ok, tocmai văzusem pe cineva. Mă împușcă cineva, Păi, și tu ai un pistol de unul. Gata, m-au ucis. Criminalii m-au ucis din ce mai mult, frate, dar ce răi sunt. Ce răi sunt eu când eram criminal. Eu când eram criminal, nu împușcam polițiștii. Eu eram o cumițică. Exact, eu doar încercam să fur bani și gata. Da, noi nu vrem să facem rău. Cred că ăla e un criminal. Da, este un criminal și tocmai cred că mă împușcă. I don't know. Împușcă și tu pe unul. Îl împușcă. A, tu ai taser. Gata, l-am ucis. Bravo. Oh, și-a stricat Roxane. Aoleu, îmi pare rău dacă era prietena ta. Dar era criminală. Oh, cred că era SWAT-ul. Ops. Cred că am ucis un SWAT. Gen, ce? De la noi. Cred că era de la noi. Ups, îmi pare rău. Nu, n-ai cum. Nu? Nu. Doar pe F. Doar pe sur. M-a ucis! Pe bune? Da! Sper să te respawneze unde sunt eu. Da, m-au respawnat gen la cantina de criminali. Mamă, uite să mănânc un pic aici. Serios? Bun, e, neam. Iar acum oricum o să fac un switch de team-uri, pentru că am zis că sunt polițist, așa că o să fiu polițist. Bă, dar nu înțeleg, eu când am jucat, nu erau așa agresivi toți. Laura? A. Eu sunt pe stradă. Da, și eu acum sunt pe stradă. Mă, dar de ce se împușcă atâta criminalii ăștia? Ia să mă pun după mașină. Să mă pun după mașină și să-i împușc și eu. Vai, dar sunt foarte agresivi. Și eu sunt. Pentru criminali sunt. A, mi-a luat mașina din față, fraților. Vai, ce noapte s-a făcut. Păi dacă e 8. Dar cum îmi dau seama cine e polițist și cine nu? După nume. După nume? Trebuie să fie cu albastru, nu? Albastru sunt polițiști și roșii sunt prizonieri. Criminal, de fapt. Ăla și-a schimbat culoarea la mașină și a plecat. Unde au plecat toți prizonierii? N-am reușit să ucid pe nimeni. Bine, dar nici n-aș fi vrut, adică ăsta nu-i scopul meu. Nu cred. Ce? Am luat nava spațială. Serios? A, ce sute de mii. Ai crezut că ai luat-o, dar de fapt cred că n-ai luat-o. Ne. Uite. Ce schem mi-am luat. Mi-a luat cel mai mare schem. Ia, l-am ucis sau nu? Tu ai taser care îl ucide de tot. Pe 3. Pe 3? Da, ai taser. Păi și de ce n-am știut eu asta? Pentru că m-am lăguit. Stai așa. Nu mă dați cu mașina peste mine, vii așa. Asta fac toți. Bă, nesimțitule. Mamă, dar ce violenți sunt azi, fraților. Dar ce v-a apucat? Da. Nu v-a plăcut micul dejun sau ce? Gata, l-au prins. Poate nu le-au plăcut. Cine știe. Așa, ok. Hai să mai prindem criminali, Aha, te-am văzut! Mamă, dar ăsta e așa bun la prins criminali. Tu unde ești? E un tip aici, eu sunt fix la pușcărie și ăștia nu mai ies și direct sunt foarte super mega agitați. Foarte super mega agitați. Cumva fug din pușcărie, din secția de poliție cumva, nu știu cum naiba fac.
Că din când în când mai apare câte un ăsta, din ăsta, în portocaliu, știi? Da. Dar tu unde ești? Eu? Da. Nu știu, la un magazin de diamante. Mamă, mamă, și cred că sunt mulți criminali care vor să intre pe acolo, nu? Păi acolo vreau să intru eu, mă gândesc că vreau să încerc să șefuiesc ca polițist, să văd cum. Mamă, Betty, vai, foarte urât, Betty, ori ești polițist, ori nu ești polițist. Ce faci? Betty e polițist care jefuiește, vai, de capul ei. Uite, uite, uite. I don't know. Ăla e un polițist sau un criminal? Uite cum sare. Aaa, a venit o mașină peste mine. A plecat. Și peste mine a venit. Și a venit așa, știi că... Nu știu. Dar asta e un fel de mod sau ceva, pentru că azi e aniversarea jocului și sunt ei așa. Și poate de-aia sunt așa mai agresiv cumva. Poate. Nu. A fugit un criminal cu mașina de poliție. Păi da, foarte mult să-mi fac chestia asta. Pă, chiar așa sub nasul meu. Ia să stau eu aici și să-i pândesc. Când mai iese unul, eu o să fiu pregătită. Ia te uite, 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 cum iese, uite, 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 uite. Cum te bat, cum te împușc, cum te împușc, cum te împușc. A, nesimțitule. L-a luat partenerul lui. Efectiv, sunt atât de bine organizați. Frate, asta e mafia adevărată. Ce? Da, frate, deja a ieșit unul. N-am reușit să-l împușc pentru că sunt nu baia e, n-am ce să fac. Iar altul a venit cu mașina și l-a luat. Bă, așa ceva. Parcă eu sunt pro. Da, da. O, 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 o. Uite-l, 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 uite-l. Eu sunt în secție. Eu văd aici pe cineva care încearcă să bată polițiștii mei. Tu ești în secția de poliție? Stai de prizonieri? Nu, sunt în secția de poliție. Păi și eu. Da? Ok, în ciudat. În secția unde este... Nu știu unde suntem, ideea e că nu stai știu... Stai în secție că imediat vin și eu. Aici stau, dar ideea e că din când în când mai apare câte un prizonier care pur și simplu iese. Ești din secția din... Ia să intru eu înăuntru. Bună, stai! Eu tu sunt, ești? Eu sunt, da! Uite-mă! Unde ești? Uite-mă! Bună, Betty! Bună. Oh, am primit 1000 cash, dar nu știu eu? De ce. I don't know. Oh, s-a făcut ziua, acum s-a aici. E 5 dimineața, acum ziua. Stai. La mine s-a făcut ziua. Păi și mie. Dar de ce ăsta pe ăsta nu poți să-l împușc? Că e level 50? Ce naiba? Nu, că ți-ai consumat deja o dată și poți doar o dată. Aaa, deci poți să pun acum doar cătușe, teoretic. Dar acum nu poți să pui, că el stă în secție și îți dă minus 25 de bani. Aaa, deci n-am voie să-l... Nu, dacă e în secție n-ai voie. Că îți dă în minus. Ciudat, ok, atunci o să ies din secție. Mamă, Betty, dar ce luminezi așa? Nu știu, și tu luminezi. Da? La mine nu luminezi, dar la tine probabil. Tu mă vezi pe mine luminând, eu te văd pe tine luminând. Și ia să ieșim din secția asta afară. A, ăștia încearcă să evadeze pe aici, de aia ieșeau. Că asta e teoretic fix în afara închisorii, de aia ăștia reușesc așa bine. Și uite, aici e o spărtură prin care ăștia prin se care bagă. Noi putem. Prin care că noi suntem polițiști, știi? Dar ei tot pot, că se apleacă. Se apleacă prin gaurica asta și se bagă. Prin ce gaurica? E o gaură aici, ia ca aici, și se bagă cu... ia ca acolo, da. Și se bagă cumva și fug. Pe că? Dar ce s-a întâmplat? Pe că poți. Uite, gata. A, pe asta ziceam, da, pe că apasă și ies pe acolo. Noi putem pe ușă, într-adevăr. Hai că eu o să păzesc ușa de aici. O să păzesc ușa de aici și o să stau cu pistolul, gata cu... să poate... împuși dacă e. Petty, dă-te că îmi luminezi în fața! Petty, dă-te, zici că ești luceafru, frate! Dă-te, pe chiar sunt! Hai mă, Petty, dă-te că nu văd nimic, nu-i momentul de romantisme acum. Tot nu văd nimic, frate! Lasă-mă să stau în față! Bine! Se aud împușcături, se aud împușcături! De ce ăsta pare că vrea să treacă cu mașina peste mine? Nu știu, eu împușc! Băiatul, nu fi rău! De ce mă împușcă pe mine cineva? Eu împușcă mașina! A, ok, dar ăsta e polițist, de ce îl împuști? E ai, polițist! Nu, credea că vrea să te calce! Nu, dar, okay. Dar tu vezi cât de slab e! Adică? Uite! Cât de slab e! Da, nu știu de ce e așa slab. Ciudat, ok. Nu, văd că nu mai este niciun criminal. Ăștia cred că se vede... A, uite. Petty, nu te băga în fața mea că nu văd!
pe 2 pe 2. Să-l arestez. L-am arestat. Ah, l-ai arestat tu. Ok, ok. Și avea level 18, what? Wow. Mamă, dar uite, cred că avea ceva în spate, adică cred că deja căra banii. Uite, încă unul, încă unul! E polițist. Ah, ok. Are numele albastru. Fai, dar tu nu înțeleg de ce tu luminezi, frate. I de don't ce? Know. Dar tu te vezi că luminezi. Da, Laura. Da? La mine, știi cum eu mă văd pe mine? Cum? Pătrățoasă și fără haine. O, Doamne! Pătrățoasă și fără haine? Da! Sună oribil! Sunt pătrățoasă! Oh, stai că ăștia au început dita mai bună! Unde ești? Buntu în închisoare, Betty, am intrat în închisoare și sunt foarte, foarte, foarte activi! Serios? Da! Stai! Sunt foarte activi eu și răi! Ah. Uite, cum îi pun cătușele, cum îi pun cătușele? Nu mai poți să-i pui, că stă într-un loc bun! Ah, nesimțitul. Dar totuși, de ce arde focul peste tot aici? Adică nu înțeleg, în același timp arde focul și în același timp totul este ok, fraților, stați chill. Eu sunt plată acum, sunt 2D! Vai, joc... Serios? Da, sunt 2D în afară de cap. Eu nu știu, eu cred că ăștia din joc fac special asta. Azi e aniversarea jocului și poate cumva se distrează pe seama noastră. Sau poate sunt prea mulți pe joc și are laguri, nu știu. Am găsit o mașină de poliție goală, cred, ia? Da, e boy. Păi și-am găsit una. E boy, ia să vă văd acum. Băi, eu nu înțeleg cum se conduce chestia asta. Ah, m-am prins, cred. În sfârșit cred că m-am prins cum se conduce. Trebuie să... Ah, trebuie doar să ții pe drum drept. Da. Ah, ok. Logic. Ok, m-am prins, ok. Unde oare au luat-o criminalii ăia? Nu știți că vin după voi, dacă nu mor. Știi ce, Betty? Cred că trebuie să-mi iau un concediu. Simt că viața mea de polițist se apropie de sfârșit. Gata, nu mai pot. Mă uit la ploaie și îmi dau seama că am greșit cariera. Deci, prieteni, dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să îl apreciați cu like. Eu am fost Vrăbiuța, cu noi a fost și Betty și ne revedem în videoclipul următor. Pa! To admit